Campionatul național al diviziei A handbalistice a ajuns la etapa cu numărul 10, penultima din tur. Handbalistele noastre se află acum pe locul 11 în clasament, din 12 echipe înscrise în serie, iar poziția este îngrijorătoare având în vedere că ultimele două locuri vor retrograda. Meciul de mâine seară cu formația buzoiană poate fi unul foarte disputat, mai ales că jucătoarele din Buzău sunt de 3 ani în divizia A. O echipă care joacă bine și este foarte solidă. Echipa buzăiencelor se află pe locul 2 în clasament, la un singur punct de liderul clasamentului, echipa handbalistelor din Slobozia. Meciul de la Giurgiu poate aduce adversarii noastre supremația în clasament, asta dacă va obține 3 puncte, sau poate aduce giurgiuvencelor un loc mai lejer înaintea turului. Vom încerca să facem o surpriză, este foarte greu, dar știți cum e, tinerețea te împinge și înainte, nu numai te trage înapoi. Fetele noastre sunt motivate. Giurgiuvencele au mai întâlnit echipa din Buzău înaintea începerii campionatului la Cupa Clopeni. Atunci am pierdut la un singur punct diferență. Dar să nu uităm că am revenit de la 9 goluri pentru ele. Deci se poate. Suntem la ora actuală pe locul 10. Precum știți, obiectivul nostru în acest an este salvarea de la retrogradare. Ultimul meci al handbalistelor de la CSS Dunăra Giurgiu va fi peste o săptămână la Târgoviște. Meciul se anunță unul cheie pentru că adversara noastră se află pe ultimul loc fiind candidată la retrogradare. Acesta este meciul cu care încheiem turul și dacă îl vom câștiga vom sui foarte mult în clasament.